Acum ceva timp ne-am mutat în noul nostru apartament, însă evident ne-am dat seama că ne lipsesc câteva lucruri esențiale pentru a-l face cu adevărat acasă. Știți cum e, de la ustensile mici de bucătărie la decorațiuni, așa că am dat o comandă rapidă de pe Temu și astăzi vreau să vă arăt ce am găsit și cât de bine se potrivesc în noul nostru apartament. Și desigur că o să luăm fiecare produs în parte și o să-l și testăm. Am aici 3 punguri așa cu lucruri de pe Temu, asta este una dintre ele. Știți bine că recent ne-am mutat, așa că am luat lucruri pentru casă și câteva haine și accesorii. Haideți să facem unboxing împreună. Ceea ce îmi place foarte mult... Aoleu, era super pus cam. Ceea ce îmi place foarte mult este faptul că a venit comanda foarte repede. Hai să începem cu cutiuța asta, nu știu ce e, sincer, sunt... ba da, știu ce e. Asta este un suport pentru dischete de machiante, pentru că de obicei nu am unde să pun dischetele și recipientul ăsta mi se pare super drăguț să spui dischetele. Suporțile astea de dischete mi s-au părut super tare. Mereu țin dischetele în ambalajul lor și... Nu știu, mi se pare mai drăguță... Aoleu, că-s prea mari dischetele mele. Le pun așa. În cap? Le pun invers, astea sunt mai pătrățoase. De obicei am unele mai rotunde, dar nu n-am mai găsit de alea. Dar uite că e tare, vezi? Și pui ăsta și le tragi de aici. Ah, și iei de aici. Da, dacă erau puțin mai mici, veneau pe rotund, știi? Și le iei de aici. Mi se pare tare. Și acum am și eu recipient pentru dischete. O să încep așa cu cutiuțele astea mici. Aici avem... ce drăguț! Aici avem un suport pentru zahăr, că doar ce ne-am mutat și... Ăsta mi s-a părut super fancy. Uitați-vă cât de fancy este. Sper că se focalizează. Are pietricica asta aici ca un fel de diamant. Este așa fancy când îți iei zahărul și plus că are și lingurița asta pe care o pui aici. Mi se pare super tare. Ta-dam! Am dat recipientul ăsta pentru zahăr, că uitați-vă zahărul meu. Zahărul meu stă așa. Nu e frumos să stea așa. Ok? Și haideți să punem zahărul aici. Sper să nu dau pe lângă, sper să nu dau pe lângă. Am dat pe lângă? Sper că nu. Nu pot să cred că nu cape tot. Sau? Fancy. Recipientul vine și cu linguriță. Uite, frumos, nu? Și așa vine închis. Altceva, deci acum zahărul are condiții. Chiar arată bine, o să o pun fix aici. Că îmi place și cum arată. Are mânerul ăsta în formă de pietricică. Diamant, vă rog frumos. E ceva foarte bine ambalat aici. Nu cred. Mamă, ce dezastru o să fac în casă. Și am zis că dacă tot este sezonul ăsta de toană, am luat o oală în formă de dovleac și uitați-vă cât de frumoasă este. Abia aștept să-mi pun aici supa. Doamne, cât de frumoasă este și a venit foarte bine ambalat. Mi se pare super calitativă, foarte frumos lucrată. Uitați-vă și voi. Dar e foarte grea și mi-e frică să nu o spar, că asta se face praf dacă o scap. Și dacă vreți voi să vă cumpărați ceva de pe Temu, vă las aici un cupon de reducere în valoare de 485 de lei, dar este valabil doar pentru cei care își descarcă aplicația și își fac un cont nou pe Temu. Vor la cumpărături! Aici avem un covoraș pentru toaletă, ca să nu-ți fie frig la picioare când îți faci treburile. Mai am unul de data trecută pe care l-am pus lângă cadă. Asta este special de pus la toaletă și mi se pare foarte drăguț. Acum este meci cu celălalt. Avem aici și un preș ca să nu-ți fie frig la picioare când stai pe tron. Chiar aveam nevoie. Au! Și uitați-vă, adică acum o să fie cald la picioare. Deci acum realizez că trebuia să iau de pe Temu suporți pentru prosoape, că tot cad prosoapele și le ținem aici pe ușă. Nu știu, nu arată frumos. Și pe Temu chiar erau multe variante, dar mi-e ciudă că nu am luat, dar o să le iau data viitoare. Umirașele astea mi se par cea mai tare invenție, pentru că cum ne-am mutat nu avem, adică nu am un loc special de genți, pentru că încă nu am șifonier. Este timpul să-mi pun și eu gențile pe umiraș, să stea și ele, ca lumea, ia uitați-vă. Și o să am un rând special în dulap cu genți. Este dedicat genților acum. Ați înțeles, deci eu practic eu am o singură parte de dulapul, restul dulapului al Miranei. Nu e adevărat, că împărțim. Avem fiecare jumătate și mijlocul, care e mai mult al meu, da. Și chiar. Acum stau și gențile mele ca niște regine. Sincer, eu nu știam că există umeraș și pentru genți, mi se pare o invenție super bună. Mi-am dat un coș de rufe pentru că nu aveam. Și asta este coșul de rufe. Așa arată. Trebuia să iau mai mare, nu m-am uitat la mărimi, sincer. Dar e bun momentan. Și acum hai să vedem coletul numărul 2. Aici avem lenjeria mea de pat, care este superbă. Sper să fie bună, sper că am luat mărimea bună. Am emoții, că îmi place prea mult designul. Mi se pare că am luat-o fix să se potrivească cu designul casei. De-abia aștept să văd cum arată pe pat. Și ta-da! Așa arată lingeria de pat. Mi se pare foarte frumoasă. Și merge așa cu tot designul casei. În sfârșit avem o lingerie de pat care să se asorteze cu casa. E și confortabil, da. Așa. Unde așa vibe de eleganță. Mi-a dat o pătură. Și nu orice fel de pătură, mi-a dat o pătură uriașă. Și foarte, foarte groasă. Ador păturile moi. Mamă, deja se simte foarte bine. Vai de capul meu cât de groase. Deci cu pătura asta nu cred că o să mai îmi fie frig niciodată. Doamne, cum se simte? Zici că e un norișor pufos. Vai, adică până ce grea e. Are fața asta îmblănită și fața asta catifelată. Deci nu știu, aș vrea să simțiți și voi cât de mare e pătura asta. Aș vrea să o întind, să o vedeți mai bine. Wow, cum se simte! Ah, cât de bine se simte! Și mai avem încă un colet, coletul numărul 4. Haideți să vedem, să facem unboxing. Aici avem o lampă decorativă care mi s-a părut foarte drăguță. Este asta, are așa formă de cristale cumva și aparent trebuie încărcată. Sunt foarte curioasă, dar nu este orice fel de lampă, este o lampă șmecheră. Pentru că, ia, o să punem aici. Ești pregătit? Ce tare e, dar tu vezi cum face chestiile astea? Da, e șmecheră. Wow! Și îmi place că a venit încărcată și se încarcă la USB-C. Nu mă pricep la fire, cred că e USB-C. USB-C? Da. Este USB-C. Aici avem o perie. Nu știu dacă știi asta, mie îmi place să gătesc, așa că mi-am luat o perie de asta. Eu de obicei fac vită și aici se bagă ulei și practic tu când ungi carnea, nu mă mai murdăresc, dau direct cu chestia asta. Chestia asta știu că arată ciudat, dar ca să înțelegeți mai exact de ce am luat-o, eu gătesc vită și știți că vita trebuie unsă cu ulei și ca să nu mă murdăresc pe mâini, există chestia asta. Doar că acum o să testăm cu apă, că n-am chef să mă murdăresc cu ulei, să vedem dacă funcționează. Ar trebui să funcționeze și cu apă, nu? Cred că am închis-o bine ca altfel. Și acum, practic, când ungi, ar trebui să curgă uleiul. Chiar funcționează! Bine, doar că e apă. Nu o să mă mai murdăresc când gătesc. Este visul meu. Aici avem un aparat care toacă legume. Că eu de obicei dacă gătesc ceva pierd foarte, foarte mult timp când toc legume. Durează o veșnicie. Și practic tragi de asta. Bănuiesc și toci legume. Sunt foarte curioasă cum funcționează în bucătărie chestia asta. Și mi-a venit și ventul ăsta, eu sunt foarte mândră de el, că uneori fac tocăniță și trebuie să stau să toc foarte multe legume. Și sper că ăsta mă ajută. Ăsta este un tocător. Și tu, practic, tragi de manetuță și o să luăm să facem un test. Pentru început, până ardeiul. Mă gândesc că nu pot să-l bag chiar întreg, dar așa pe bucățele, nu? Bag așa? N-am mai folosit așa ceva. N-am forță. Funcționează? Da. Eu nu pot să cred. Ce mașinărie e asta? Îmi pare mult mai confortabil decât să stai și toci tu manual. E tare. Nu pot să cred. Nu pot să cred așa ceva. Ce invenția asta? Uite! Da. Wow, mi-a dat 10, deci cea mai tare chestie. Dar sunt foarte impresionată la chestii de gătit, nu mă judecați, am îmbătrânit de când nu am mai postat pe YouTube. Și cam astea ar fi produsele pe care eu mi le-am comandat de pe Temu. Sincer, chiar am fost impresionată plăcut. Și pe lângă produsele pentru casă, mi-am mai comandat și câteva haine și accesorii pe care abia aștept să le încercăm împreună, dar o să încercăm pe clipul următor. Și chiar astea sunt o parte dintre ele, mai avem o grămadă pe care vreau să vi le prezint și vouă, că îmi plac foarte mult. Sunt de părere că toate produsele pe care le-am luat pentru casă au un scop, adică chiar unele sunt foarte, foarte utile. Și cum ne-am mutat și așa, chiar m-au ajutat super mult produsele astea, că mi-am luat exact ce-mi trebuia pentru casă, că n-am apucat să cumpăr atât de multe chestii momentan pentru casă și cu comanda asta de la Temu am reușit să completez și mai lipsea. De exemplu, știți bine că v-am spus că nu aveam unde să-mi pun gențile și acum, cu mireasele pentru genți, am un rând special în dulap pentru genți. Mi se pare atât de tare că nu știam că există așa ceva. Totuși, îmi pare rău că nu am luat un cuier aici la intrare, că e spațiul ăsta așa gol și sigur găseam ceva fain pe Temu, dar data viitoare o să dau altă comandă și o să-mi iau. Trebuie să-mi datez niște chestii pe care mai trebuie să le iau. Și avem și aici locul ăsta gol, unde mergea ceva cabinet cu rafturi, dar nu știu, trebuia să mă uit mai mult. Sincer, când mă uit pe Temu, parcă nu vine să mă mai oferesc chestii așa addicting să te uiți acolo, că sunt foarte, foarte multe chestii. Și toate produsele de casă pe care le-am luat până acum au fost 500 de lei și hainele încă 500 de lei. Și dacă vreți să vedeți și vlogul următor în care probez hainele, nu uitați să dați aici un subscribe, un like și ne revedem data viitoare. Vă pup!